așa, o chemare. Actori, actrițe. Regizori duși cu pluta care îi pun pe actori să se tundă sau să-și lasă părul lung, experiență personală, așa. Faci ce vrei, e capul tău. N-are nicio treabă, nicio legătură personajul pe care îl joci, știi? Nicio legătură să umble omul nebunit și să-și facă chelii și după aia să-și planteze păr cărunt. Ai mai văzut așa ceva undeva? La... Ieri mă stăteam la spectacol și îmi puneam mâinile în cap. Zai să... Deci faci ce vrei, ești cum vrei. Să se adapteze scrierile. Adică rolurile și scenariile și asta, să se adapteze și rolurile după om. Nu mai merge. Ne facem casting pentru actori, da? Schimbăm. Facem casting pentru rolurile care le dăm și lor o pâine să mănânce, regizori, scenariști, regizori, ăștia care scriu, da? Scenariști, ăștia care scriu piese și așa mai departe. Îi se dă omului în mână, deci nu mai merge. Scrie o piesă și noi te pupăm în cur și vii și îți bagi joc de sufletelele neamului în artă. Nu! Gata! La Timișoara, ce actori sunt? Câți actori sunt? La Florin tot mă gândesc pierzi. Toți actorii din Timișoara, da? Cât suntem noi? 17? Mai mulți? Uite, nici nu știu cât suntem, da? 18, 19, 20, 20 ceva suntem, cred că. Așa. Uite, actorii din Timișoara, da? Rolurile jucate, da? Ce vrei să afli despre ei? Viața lor particulară, da? CV-uri, povești ale lor, nu știu ce, nu știu cum, da? Un colaj de... Uite așa cum fac eu, înregistrez, da? Aș face aia, am făcut aia, nu știu dacă aș face aia, nu-mi place aia, în câteva minute, da? Na. Și nu ai niciun, n-ai, nu trebuie să vin la niciun casting. Și asta dacă vrei o faci, dacă nu, nu o faci, nu e de datoria ta. Așa, că te distrezi tu, te simți bine și o faci, cum o fac eu acum, da? Și trimis la, trimis în măsa scenaristul. Cu actele astea, cu actele în regulă care le are, da? Îi se aduce la cunoștință. Uite, trupa, ai piese pentru așa ceva, pentru așa oameni. Dar pe bune, din suflet, nu? Dar las că le dau niște piese acolo care au stat în praf și luați și mâncați, da? Ne. Că tu le trimiți la noi și noi valoarea mea, avem o valoare. Îi trimiți la noi și nu știu, da? Nu mai merge să citească doamna manager sau doamna actriță șefă sau actor șef din teatru, da? Nu mai merge. Le citesc toți actorii. Se primesc niște piese, da? Le citesc toți și spun: Eu vreau să joc aia. Și la un moment dat, 5 fete, să zicem 5 actrițe, și m-am gândit și la mine, vrem să jucăm un rol dintr-un spectacol, dintr-o piesă, ne-a plăcut, da? Și ce facem? Stăm 5 pe un rol? Nu. Deci spunem ție, ca piesaman ce ai scris tu, scenarist ce ești, îți trimitem, uite ce ne-a plăcut nouă la doamne. Deci personajul ăsta din, și dacă mai ai așa de genul ăsta 5, îți montăm piesele. Dacă nu, îți montăm din ție. Nu jucăm. Nici în una, nici în aia care ne-a plăcut. Pentru că mai sunt încă 5 doamne care vor să-ți onoreze scrierile. Înțelegi? E, acolo mergem. Accept că nu e așa și accept că e așa. Așa, bun.